Bună, dragilor! Începem acum o ceremonie mai specială de activare pe lună plină, dar nu numai, este și o ceremonie pentru vindecare, pentru închiderea karmei și a tuturor ciclurilor care sunt către final și nu ne mai sunt de ajutor acum. Este o ceremonie prin care vreau să-i ajut pe toți cei care sunt deschiși către spiritualitate, sunt deschiși către noul pământ, sunt deschiși către energiile cele de a cincea dimensiuni. Deci în această ceremonie nu numai că aducem energia feminină, pentru că energia feminină este foarte puternică acum, în această nouă energie, este mult mai puternică decât cea masculină, iar noi trebuie să o integrăm. Dar în această ceremonie ne vom și vindeca și vom închide cicluri karmice. Am rugămintea să vă așezați confortabil și să fiți cu picioarele pe podea. De preferință aș vrea să stați pe un scaun, să aveți coloana dreaptă și să vă relaxați. De asemenea, rugămintea mea este ca să facem o altfel de respirație, acea respirație care este foarte puternică și care se face cu gura deschisă. Deci vreau să inspirați cu gura deschisă și să expirați la fel. Ceva de genul... Și am să vă rog de fiecare dată când vă rog să inspirați și să expirați, să practicați această respirație. Inspirați cu gura deschisă și expirați cu gura deschisă, simțind cum abdomenul vostru își modifică dimensiunile, se umflă și apoi se relaxează. Deci ne așezăm comod și haideți să trecem la treabă acum. Ne așezăm comod, respirăm, ne relaxăm. Respirați cu mine, vă rog. Și pe măsură ce ne relaxăm și respirăm, ne imaginăm cum de sus, de lângă soarele central, energia Tatălui Ceresc coboară prin chakra noastră coroană. Cer acum deschiderea chakrei coroane. Imaginați-vă chakra coroană ca o petală, ca o floare de lotus cu foarte multe petale care se deschid acum. Și lasă acea energie a Tatălui, a Divinului Masculin Creator să intre prin chakra voastră coroană. Este ca o lumină albă, strălucitoare, puternică, care vă umple capul de lumină, apoi gâtul, apoi umerii. Curge ușor pe fiecare mână, pe mâna stângă la început, până ajunge în vârful degetelor, apoi curge pe mâna dreaptă până ajunge în vârful degetelor, după care continuă în piept, umple pieptul, ne umple stomacul, umple abdomenul inferior,
tot ceea ce este în el, cu toate organele, după care coboară pe coapse, apoi coboară mai ușor către genunchi, dincolo de genunchi, pe gambe și trece prin degetele picioarelor, adânc de tot și înaintează în fiecare strat al pământului, adânc, cât mai adânc, până în miezul pământului. În miezul pământului este o lavă fierbinte și imaginați-vă cum se agață această energie albă strălucitoare, se lipește de această magmă fierbinte făcând un clic. Cer acum ca toți maestrii ascensionați și îngerii să-mi trimită o ancoră de lumină care să pătrundă din nou prin chakra voastră coroană, prin chakra celui de-al treilea ochi, prin chakra gâtului. Și această ancoră să se agațe ca un cârlig de inimă. Puteți simți o ușoară căldură sau ceva care se activează. În acest fel suntem susținuți din tărâmul superior, atât de Tatăl Ceresc, cât și de tărâmul îngerilor și a maestrilor ascensionați. Iar acum o rog pe Mama Pământ și toți elementalii, Mama Pământ, care este și ea energie divină, feminină, să urce prin degetele de la picioarele voastre, prin gambe, ușor, ușor către genunchi, prin coapse, prin chakra 1, prin abdomenul inferior, să umple abdomenul inferior, apoi să umple abdomenul superior, chakra plexului solar, și să se agațe de inimă, făcând un clic și ajutându-ne astfel să fim ancorați în Mama Pământ. Este un ritual puternic, este un ritual de activare și închidere a vechilor cicluri karmice și de aceea avem nevoie să fim foarte bine ancorați, atât de către Pământ, cât și de către Dumnezeu și de partea superioară a cerurilor. Respirăm. Vă rog, respirați cu mine. 1, 2, 3 și inspirăm cu gura deschisă. Expirăm și încă o dată vă rog, în acea fel încât să permitem acestor ancore să se lege puternic de inima noastră și să ne creeze acea stabilitate de care avem nevoie acum. Ne vom conecta acum către Mama Lună și o vom ruga pe Mama Lună să-și îndrepte atenția noastră și ne imaginăm în acest moment cum Mama Lună trimite un fascicul luminos foarte puternic care de această dată intră direct în inima noastră. Este un fascicul puternic care ne luminează inima
Ne activează inima acum și el se transmite tuturor organelor noastre. El se transmite oaselor noastre acum, scheletului nostru. Urcă până la nivelul capului această energie, apoi coboară și ne umple tot corpul, brațele, abdomenul inferior, abdomenul superior, picioarele, gambele. Această energie se oprește în vârful picioarelor noastre și cele 40 de trilioane de celule sunt activate acum de energia lunii. Vă rog acum, repetați după mine, în gând sau de preferință cu glas tare. Primesc acum activarea pe care mi-o trimite Mama Lună. Primesc acum cu bucurie lumina și activarea pe care mi-o trimite Mama Lună. Primesc, permit și mulțumesc. Respirați. Vă rog, respirați, permițând în acest fel, prin respirație, să permitem ca energia lunii, care este o energie pur feminină și extraordinar de puternică, să vină acum prin cele 40 de trilioane de celule și să ne activeze întreg corpul. Primesc și permit acum. Respirăm și permitem. Pentru ca această activare să fie completă, vom face întâi un ritual de închidere de cicluri, un ritual de vindecare. Și în timp ce respirați cu ochii închiși și vă relaxați, ascultați, vă rog, cuvintele mele acum. Ideal ar fi să repetați în gând după mine. Mă eliberez acum de tot ceea ce este nevoie să plece din viața mea. Mă eliberez acum de tot ceea ce nu mai îmi servește și de tot ceea ce nu mă mai ajută. Mă eliberez acum de tot ceea ce nu mai este în rezonanță cu energia mea. Cer închiderea completă a ciclurilor care s-au terminat în viața mea în acest moment. Mă eliberez acum de toate atașamentele din trecut care nu îmi mai servesc.
Cer acum tăierea corzilor care în acest moment nu mai folosesc ca să pot fi liber să-mi activez potențialul. Cer acum tăierea corzilor și eliberarea de karmă, acea karmă și acele corzi care nu mai îmi folosesc ca să pot să fiu liber să-mi activez potențialul. Primesc acum toată energia divină, feminină de care eu sunt în stare să pot primi în acest moment. Primesc. Permit, primesc și mulțumesc. Vă rog, începeți să respirați cu mine din nou. Ceea ce v-am spus, toate cuvintele pe care vi le-am spus, sunt de fapt mantre foarte puternice care ajută la eliberare și la vindecare. Vă rog, începeți să respirați așa cum v-am învățat, cu gura deschisă. Pentru ca tot ceea ce am spus să se întâmple divin, acum și aici. Amin. Respirați. Vedem acum cum toată energia divină, feminină, ne luminează fiecare celulă, fiecare corp, fiecare organ. Suntem activați pe deplin și începem misiunea noastră. Fiecare din voi vă veți simți cu foarte multă energie și veți fi inspirați divin în tot ceea ce aveți nevoie. Repetați după mine acum, vă rog, în gând sau cu voce tare. Permit și primesc cu bucurie noul pământ și noua dimensiune acum. Permit și primesc cu bucurie noul pământ și noua dimensiune acum. Permit și primesc cu bucurie noul pământ și noua dimensiune acum. Și așa este, și așa este, și așa este. Mulțumim acum tuturor energiilor divine care ne-au ajutat în această eliberare și activare. Mulțumim tuturor energiilor feminine care au venit în ajutorul nostru pentru această ceremonie
și ne imaginăm în fața noastră o ușă care se deschide sau un portal prin care le eliberăm pe aceste energii, le lăsăm să plece, mulțumindu-le că și-au făcut treaba și ne-au ajutat. Închidem frumos portalul sau ușa după ce ele pleacă și mulțumim din nou. Ne imaginăm acum cum ne dezancorăm de la nivelul superior, cerem ca acea ancoră care a fost adusă de sus de către maestri ascensionați și îngeri se dezangajează din inima noastră, cârligul se desprinde și ușor, ușor prin chakrele noastre, prin gât, prin cap, urcă către realitățile superioare, maestrii și îngerii își retrag ancora, lăsându-ne echilibrați și încărcați cu energie divină feminină și cu energia lunii. Apoi ne imaginăm cum acea ancoră venită de la Mama Pământ se dezactivează, cârligul se desprinde din inimă și ușor, ușor coboară prin abdomenul superior, prin chakra plexului solar, apoi prin abdomenul inferior, apoi prin chakra rădăcină, coboară. Coboară în pământ adânc și se retrage. Mulțumim Mamei Pământ, mulțumim elementalilor, mulțumim maestrilor ascensionați și îngerilor care ne-au ajutat în această ceremonie. Iar acum, acea energie a Tatălui care ne-a ajutat și ne-a creat o stabilitate foarte mare, ancorându-se de magma Mamei Pământ, se desprinde ușor și începe să urce prin tălpile noastre, prin gambele noastre, prin genunchi, pe coapse, abdomenul inferior, abdomenul superior, mâini, piept, gât, cap și prin chakra coroană pleacă sus, cât mai sus, la Tatăl Ceresc. Îi mulțumim Tatălui Ceresc pentru această ancoră. Și nu în ultimul rând, mulțumim Mamei Lună. Îi mulțumim pentru aceste activări. Îi mulțumim că am descoperit că energia ei feminină de acum, cel puțin de acum, în această viață, dar și în viețile următoare, energia feminină este specifică noului pământ și noi realități și de ea ne vom servi mult mai mult decât de energia masculină și o rugăm să ne activeze în continuare, să ne ajute, să curgem și să fim puternici exact așa cum este energia feminină. Și să ne aducă toată acea inspirație pentru materializările de care avem nevoie în viața noastră. Mulțumim energiei lunii și acum ne imaginăm cu inima noastră, care era foarte luminoasă și activată de energia lunii,
devine mai puțin luminoasă, își revine la dimensiunile normale și energia lunii începe să se retragă încet, încet, din celulele noastre, din inima noastră, din corpul nostru. Ea se retrage ușor în univers, acolo unde este locul. Conexiunea cu Mama Lună este făcută. Voi aveți acea activare făcută acum. Trebuie doar în momentele în care vă simțiți fără putere și fără inspirație și nu găsiți soluții în viața voastră, să aduceți acea energie a lunii și a divinului feminin pe intenție și veți avea rezolvări cu siguranță. Sunt Codrina Oana, să vă fie cu folos!